Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom merge din nou să vizităm un alt obiectiv, să zic așa, turistic, ce face parte dintr-un lanț de obiective. Cred că ar fi și gratis de văzut acest obiectiv, și anume va fi o biserică. Biserica de San Lorenzo, o clădire ce datează din secolul XII. Atunci a fost fabricată, se pare, această biserică. Vom merge să facem un tur în exteriorul acesteia, după care vom face un tur și în interior, să vedem ce anume ar fi de văzut. Eu nu am văzut-o până acum. Să vedem dacă într-adevăr va fi gratis. Dacă nu, vedem cât va fi plata pentru a vedea acest obiectiv. Deci nu rămân decât să îl vizităm, dacă tot am ieșit, vremea ține cu noi, e frumos și afară, undeva la 10-12 grade, deci nu ne rămâne decât să ne plimbăm, să vizităm și hai să facem un tur, să vedem despre ce anume e vorba în acest obiectiv. Am să întorc camera cum fac de obicei, astfel încât să văd și eu ce anume filmez. Vedeți, o structură făcută din piatră amestecat cu cărămidă. Hai să vedem un pic și în detaliu acest argument. După cum puteți vedea, arată foarte bine. Amestecat mai multe tipuri de piatră și cărămidă. Acolo ar fi intrarea către acest obiectiv din strada principală, din Via Cavour. Avem aici o mică grădiniță și nu grădiniță de copii, ci grădină, un teren verde cu iarbă și flori. Se pare acesta a fost o fântână veche, dar probabil acum este astupată. Și hai să facem un tur în exteriorul acestei biserici, atât cât ne va permite curtea, după care vom intra în interior. Puteți veni liniștiți chiar și cu bicicleta. Aveți acești suporți pentru a parca bicicletele. Se pare că aici, în spatele meu, în această curte a bisericii, există și câteva apartamente de locuit, probabil sunt persoanele care lucrează în cadrul acestei biserici. Și priviți cât de înalt este acest turn. Sper că se vede destul de bine pe cameră. Sunetul și el la fel de bun. Am ieșit astăzi să fac o plimbare și din întâmplare am dat peste acest obiectiv, fiind și deschis, cu un orar bine specificat, dedicat vizitelor turistice. Ia privești în spatele meu această curte cât de frumos arată.
Se pare că avem aici și două turnuri, probabil vechi, tot din secolul XII. Au fost cumva păstrate. Deci nu sunt două, sunt patru, acum văd bine. Sunt patru stâlpi. Probabil există pe acele locuri de când a fost construită. Și da, arată foarte bine. Și acum vom merge și vom încerca, cel puțin vom încerca, să intrăm în interior și să vedem cum arată acest obiectiv. Ia priviți un pic și în detaliu. Iar acum hai să mergem către interior, să vedem. Sper de tot sufletul să fiu lăsat, să nu deranjez pe nimeni. Este foarte plăcut, foarte bine realizată această construcție. Am să încerc să nu vorbesc prea mult. Am să las, cum las de obicei, imaginile să vorbească de la sine.
trebui cumva să schimb, să sting lampa, pentru că îmi bătea în ochi. Vedeți cât de bine arată întreținută această biserică, care spuneam că datează din secolul 12. A fost pictată, de fapt primul strat de vopsea a fost aplicat în secolul, la jumătatea secolului 12, iar al doilea strat de vopsea aplicat undeva în secolul 14, din informațiile care sunt scrise și la intrarea acestui, la intrarea în acest obiectiv. Deci aceasta a fost biserica San Lorenzo, care se află tot în Verona, în centrul Veronei, nu departe de Castel Vecchio, cel pe care l-ați văzut într-un video anterior. 5 minute mers pe jos, ca și distanță. Dacă e vreme bună, vă puteți plimba și veți putea vizita acest obiectiv, ca să zic așa. Atât pentru azi. Eu am fost Marius, mă bucur că vă uitați la mine, iar până data viitoare, numai bine! Pa, pa!